este fibrinogenul? Este factorul 1 al coagulării. El, de fapt, acest fibrinogen, de fapt, este o glicoproteină dimerică. Aparține grupului proteinelor de fază acută. Valorile fibrinogenului cresc abia după 24-48 de ore de la producerea evenimentului. Multă lume zice, hai să facem un fibrinogen de screening, pentru o fază inflamatorie. Păi dacă s-a întâmplat un eveniment acum, de ce mă faci fibrinogenul? Sau dacă vrei doar să vezi oare am ceva, pe tine nu te doare nimica, dar oare am ceva, nu este util. Deci ăsta nu este util să faci exact ca și VSH-ul pentru o fază acută. Adică se face într-o fază acută la 24-48 de ore de la producerea evenimentului, nu pentru altceva. Și haideți să vedem când se recomandă Determinarea fibrinogenului. De regulă, se se de pentru detectarea deficitului congenital sau dobândit al fibrinogenului. Deci, nu pentru probă inflamatorie putem face ca un screening, ci pentru aceste tipuri de detectări al deficitului congenital sau dobândit al fibrinogenului. De asemenea, el poate să monitorizeze te terapia trombolitică sau. Se evalueze riscul de apariția evenimentelor trombotice cardiovasculare, de exemplu cum ar fi în infartul miocardic acut sau în atacul vascular cerebral. Și bineînțeles, și în procese inflamatorii acute, cu mențiunea că el crește abia după 24-48 de ore de la producerea evenimentului. Cam astea sunt situațiile în care de regulă, cel mai uzual, medicul indică. Uh, Determinarea fibrinogenului. Bun. Uh, haideți să vedem recoltarea uh, cum se face. Odată că recoltarea se face din sânge venos ajon. Cei care nu sunt familiarizați cu termenul ajon înseamnă pe nemâncate. Cum am zis, ca și reguli de recoltare, se recoltează fără stază până la semn sau minim 90%. Se face omogenizarea cu anticoagulantul, așa cum am specificat, prin inversiunea vacuietei de 80 ori. Iar dacă puncția, atenție, dacă puncția venoasă a eșuat, o nouă tentativă, mi s-a pus întrebarea asta și uh, n-am discutat în mod. Uh, în mod foarte atent atunci când mi s-a pus, pentru că discutam de fapt atunci despre tipuri de fluturaș și am zis că nu face obiectul. Deci, punctia venoasă, dacă a eșuat, o nouă tentativă pe aceeași venă nu se poate face decât după 10 minute. Altfel ies modificate valorile. Deci când avem probe de, din astea de coagulare, deci dacă a eșuat, trebuie să așteptăm 10 minute ca să rezolvăm o punctie pe aceeași venă. Bun. Acum haideți să vedem respingerea probei de către laborator când se întâmplă. Cum am zis, când proba este hemolizată, când este intens lipemică sau coagulată, iar coagulată revin, va fi atunci când e recoltată peste semn sau când recoltarea a durat minute și minute în șir. Vacuieta este incomplet recoltată, sau este peste sem recoltată. Un singur lucru care nu l-am specificat la anterior legat de recoltare. Atenție! Nu se recoltează pe uh, branulă după ce aceasta a fost heparinizată, pentru că ies probele modificate. Deci, de pe branulă nu se face recoltarea uh, acestei probe dacă s-a făcut uh, heparinizarea ei. De asemenea, acum, o să vedeți când o să discutăm despre biochimie, nu o să facem recoltarea glicemiei de pe o branulă după ce tocmai ai administrat niște glucoză. Este absurd. Deci trebuie să înțelegem ce se întâmplă acolo, pentru că, nu pentru că nu poți, poți și la ce ne folosește? Adică la ce folosește pacientului să-i dai niște rezultate eronate? Nu-i folosește că el de-aia vrea să facă investigațiile, să poată să fie monitorizată starea lui de sănătate. Bun. Asta a fost legat de recoltare și respingerea probei. Bun, care ar fi valorile normale și cele critice în fibrinogen? Păi, după cum vedem, fibrinogenul are valori de referință normale în funcție de vârstă. Tabelul aveți aici, da? Între 0 și 1 an, vedeți valori 160 până la 390 mg pe decilitru. Între 2 și 10 ani, 140 până la 360. Între 11 și 18 ani, între 160 și 390, iar peste 18 ani. Valorile normale ale fibrinogenului sunt între 200 și 400. Bun. Care ar fi valorile critice? Păi, valori critice sunt sub 100 mg pe decilitru, iar dacă valoarea este sub 50 de mg pe decilitru, pot apărea evenimente hemoragice, în special după intervenții chirurgicale și traumatice. Deci, dacă e atât de scăzut, oricum ea e ai critică sub 100, dar dacă e sub 50, riscul de hemoragie e enorm, enorm de mare. Valorile peste 700 de miligrame pe decilitru, după determinări repetate, după remiterea procesului acut, indică un risc foarte crescut pentru apariția bolilor coronariene și cerebrovasculare. Deci, dacă după un episod acut, Uh, am repetat de mai multe ori fibrinogenul și de fiecare dată ne iese peste 700, înseamnă că acolo este un risc major de boli coronariene sau boli cerebrovasculare cerebro Și atunci automat pacientul trebuie investigat, trebuie mers la medic și investigat pe această, uh, pe această parte Bun, haideți să vedem ce tip de analize se mai poate face, asta a fost legat de fibrinogen What?